escaladarea tensiunii penitenciare nu va genera adoptarea de măsuri grăbite. În orice caz, eu ca ministru vreau să asigur în primul rând pe cei aflați în detenție că nu voi adopta nicio măsură sub presiune. Avem nevoie de măsuri, este adevărat, dar nu avem nevoie de măsuri grăbite. Avem nevoie de măsuri bune. Și dacă am așteptat mai bine de 20 de ani, mai putem aștepta 2 luni ca să consultăm societatea românească.